Vă pup, dragii mei. După cum știți, mulți dintre voi poate ați auzit, cei care n-ați auzit, vă spun acum, au avut o problemă acasă, ne-a fost spartă casa, mi s-au furat foarte, foarte mulți bani, mie, că ai mei erau majoritatea din bani, mi s-a furat un safe cu mulți, mulți bani, când zic mulți, nu mă refer la mii de euro sau zeci de mii, e vorba de sute de mii de euro acolo cât era un safe ăla. Ceea ce vreau să vă spun este că eu ofer o recompensă de 25.000 de euro dacă cineva poate să-mi dea un indiciu ca să aflu hoții și să mai recuperez, să zic eu, măcar jumătate din bani, ar fi bine, aș da 25.000 de euro, dau 25.000 recompensă. Dacă nu mai recuperez niciun ban, doar să aflu hoții, pentru chestia asta dau 10.000 de euro recompensă. Așa că dacă cineva știe, poate să-mi dea un mesaj, poți să-mi zici, rămâne anonim, bineînțeles că nu o să vorbesc cu absolut nimeni, cine îmi dă mie un indiciu ăla o să rămână anonim, o să știu doar eu. Dați-mi un mesaj pe Instagram, pe Facebook, puteți să scrieți și pe WhatsApp la numărul ăla de telefon care e afișat pe YouTube, la numărul pentru evenimente, o să vă răspundă managerul nostru. Și cam atât. Nu vreau să dați mesaje, care scrieți mesaje urâte în comentarii sau râdeți, ăsta e un lucru foarte serios, o să vă dau bloc direct și o să vă și șterg, așa că nu încercați să lăsați mesaje la mișto. Sau... Dacă știți ceva, îi binevenit, dacă nu știți, treceți mai departe și nu vă băgați în seamă și nici nu vorbiți aiurea, că chiar nu-i de vorbit aiurea. Iar pentru cei care ziceți că sunt bani nemunciți, credeți-mă că sunt foarte munciți. Uite, suntem în data de 26 ani și eu de două săptămâni în fiecare zi sunt plecat de lângă copilul meu și îl văd numai pe video și la fel și familia mea. Sunt plecat în fiecare zi la treabă, la cântat și credeți-mă că mai munciți de așa nu au cum să fie, să nu dormi tu nopțile la rând, una după alta, vara, dorm poate două, trei nopți toată vara, că restul dorm numai ziua. Și în decursul anului la fel, că nu ni s-a format programul așa, dacă suntem la cântat noaptea, să dormim numai ziua. Sunt bani foarte, foarte munciți pentru cei care ziceți că nu sunt munciți și nu vă mai bucurați de rău altuia, pentru că eu banii o să-i fac la loc, o să mă ajute Dumnezeu și fac la loc, dar voi, cei care vă bucurați, doar aia care vă bucurați de rău meu, voi tot frustrați rămâneți. Și tot săraci unii dintre voi, tot la fel o să rămâneți. Așa că încercați să fiți mai buni, că Dumnezeu o să vă dea mai mult, fraților. Doar aia care vorbiți aiurea, ceilalți prietenii mei și care urmări așa, vă mulțumesc și vă iubesc. Vă pup! Bani de la cântat, bani cum i-am primit la dedicații, că acum știe toată lumea. Noi primim cadouri la dedicații, lumea aruncă cu bani pe tine, când e cazul, când nu... Îți bani la fel din firmă, eu am un SRL, am firmă, plus cu toate regulile, plătesc taxe la stat. Doar că îți mulți poate care se întreabă de ce nu am ținut banii în bancă. De prost pot să zic că nu i-am ținut. Chiar de prost, că puteam să țin, că doar eu în regulă cu absolut orice și pot să mă justific. Acum, într-adevăr, cu dedicație și ca să nu poți să justifici, că nimeni nu poate, că îți bani primiți cadou. Primești cadou de la oameni că le place de tine, dar nu sunt bani furați, sunt bani munciți și aia, după cum v-am spus. Dar de acum acolo e o învățătură de minte, toți banii frumoși în bancă, în cont, nu mai țin niciun ban acasă și pe viitor să puteam să fac lucrul ăsta, dar cum am zis, de prost, cred că de altceva, nu știu de ce, că tot timpul după ce veneam de la cântat, luam bani și puneam acolo. De multe ori nici nu știam câți bani. Eu ultima dată când am numărat banii, am numărat în aprilie, nici nu am mai numărat de atunci, nici nu...